Trăiască doamnele de la ANAF. Nu! No! Nu trăiască? Asta am spus și eu. Trăiască doamnele de la ANAF și a spus. Nu! No! Trăiască executarea silită. Trăiască executarea silită. Pentru că ei îți dau. De la ele mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Au spus că se vor uita la noi în această dimineață să vadă dacă eu mă țin de cuvânt și chiar le mulțumesc. Și pe cuvânt că vă mulțumesc. Chiar m-au ajutat ieri, e complicat cu actele alea, adică trebuie să știi ce să completez, cum. Pentru că mi s-a pus o oprire pe cont. Ai, într-o sumă astronomică, da, milioane de euro. Eba, undeva la un milion de lei. Ești nebun, asta e pe lei. Câțiva lei. De lei? Da, pentru câțiva lei. S-a întâmplat și bine, se rezolvase problema, dar trebuie să te duci la ANAF, la executare silită, să iei niște hârtii pe care să le duci tu la banc. Ceva, e spectacol. Dar ai observat că la noi în țară actele nu sunt valabile dacă nu sunt plimbate? Da, bravo, și dacă n-ai dosar cu șină. Da. Adică nu te plimbi cu ele oricum. Nu, nu, nu. Trebuie să faci dosarul, să ai de când te-ai născut, cu certificatul de naștere, cu buletin, cu, cu mamica ta, cu tăticul tău, de când s-au născut ei, cu bunicii. Cu... Da. Merge așa cu dosarul, când... nu vă supărați, chitanța 4. Zdrăf! Să uită așa prin ele, a, n-aveți copie după buletin. Că asta lipsește, mă, oriunde te duci și la vecin, dacă vrei să-i ceri o lingură de ulei, îți ceri o copie de pe buletin. Când au imprimanta lângă ele, e aici imprimanta, ar putea să pune buletinul față, versul, gata, hai că poate să uită și la ce am votat. Asta. Și ai buletin, dar în continuare ni se cere copie de buletin. Ia, în 2001 n-ați votat, domnul George. Păi ce faci? Sunteți cetățean responsabil, nu? Atunci duceți-vă și faceți-vă singur copie de pe buletin. Repede, copie după buletin. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Patricia, ce gătim astăzi? Facem un tartă de fructe. O tartă de fructe. Tartă sau tort? Tartă. O tartă gigantă. O tartă gigantă. Pentru Johnny Depp. Pentru toată lumea, astăzi, da. Îl sărbătorim astăzi pe Johnny al nostru. Și facem paste la matriciana cu bacon. La matriciana. La matriciană, cunoscută și în România, cu bacon roșii. Eu știu, dar eu am rămas la paste. Uite, m-am apucat de blat, pentru că trebuie să-l pun jumate de oră la frigider și mi-e frică să nu răsesc. Crema cu ce o facem? Crema pasticera, cu ou, farina, lapte și zahăr. E simplu, deci iei ou, iei făină, lapte, zahăr, le amesteci, ale 100 de grame de zahăr, 4 galbenușe de ou, 80 de grame de faină și 700 de mililitri de lapte. Ala. Da, avem rețeta și pe ecran. Bănuiesc că asta este prioritatea. Acum l-o pun, ajută-mi un pic. Da, bineînțeles, poverina, eu de ce sunt aici? Ce mai de nădejde de ajutor în oricare bucătărie? Trebuie să le pun jumate de oră în frigider și după m-am pregătit. Și crema o facem cu aparatul acela minune al tău. Nu, l-o facem cu asta. Cu aparatul la minune al tău? Da, ai vrut să zici mixer și ți-a ieșit aparatul la minune al... Nu, face cutelul. Asta credeam că e cel care scoate sunete tot felul de... Uite, bravo! Și l-o punem la frigider acum. Îl înfășurăm bine. Stai liniștită, tu ai făcut rețete și mult mai complicate la noi în emisiune, care trebuiau să stea 6 ore la frigider. Și noi l-am mâncat așa, adică n-a contat. Zici că e o minge de oină acum. E un fulgăre. Le punem jumate de oră la frigider și după jumate de oră la cuptor. Și între timp ne ocupăm de paste. Brava, și crema, da, exact. Bine, când ne ocupăm noi de paste, urmărim și un scurt teaser. Ce puteți vedea astăzi dimineața cu noi? Hai că îl duc eu la frigider. Grație! Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar dacă rămâneți alături de noi, cu siguranță veți avea un start excelent, pentru că dezbatem câteva subiecte medicale de mare interes, cum ar fi procesul de alăptare și tromboza, cauzele și efectele acesteia. În același timp, vă arătăm imagini de la sărbătoarea celor 75 de ani a echipei Steaua, unde au participat foști fotbaliști care ne-au făcut mândri că suntem români. Și ca în fiecare ediție, vrem să învățați ceva practic, așa că Elena Santos vă arată pas cu pas cum vă puteți pregăti acasă o soluție împotriva țânțarilor care au început să-și facă apariția, iar cireșele de pe tort sunt artistele Bibi și Runa, care vin să încingă atmosfera cu piesele lor. Nu rata așadar niciun minut din ediția de astăzi! Nu ratați niciun minut din ediția de astăzi, pentru că dacă ratați, nici nu știți ce pierdeți.
cum ar spune Evident. Domnul Dan Diaconescu. Și nici ce câștigați, pentru că s-ar putea să și câștigați ceva. Domnul Dedu, ce faceți? Ați rămas la birou? Lucrez la știri. Eu sunt pe departamentul știri. Citesc informații, mă documentez. Aveți ceva pentru noi fierbinte? Noi modificări în codul fiscal, dacă vă interesează, că tot am vorbit de stat. Apropo, vreau și eu să mulțumesc doamnelor de la voluntari, de la primăria voluntari, care m-au ajutat cu schimbarea buletinului. Să rămână, Doamne ajută! Ai trecut pe voluntari? Da, gata. Nu mai stai în Turcoaia? Nu mai. Nu, am fost ieri la Turcoaia, m-am decis, gata, mă mut. Și m-au ajutat doamnele de la voluntari. Și-a luat bagajele și a plecat. Foarte frumos. Bă, când știi pe cineva, bă, e altceva. Nu m-a certat nimeni că n-am copie. M-au ajutat, m-au direcționat. Alte dăți mă trimiteau la caserie și ziceau, du-te la caserie și plătește. Și te duceai, mereu ați observat că te duci la caserie, niciodată nu la caseria aia să plătește? Te trimite la altă caserie? Ați nimerit vreodată caseria unde se plătește? Eu n-am reușit. Mă duc acolo și zice, păi nu la noi. Păi unde, doamnă, că scrie persoană fizică? Păi nu la noi. Căutați, descoperiți. La caserie. Trebuie să rezolvi un puzzle, tu trebuie repede să pui ca acolo. Ca să meargă treaba bine, trebuie să mai stai câte 10 minute la fiecare coadă și abia apoi, după ce ai întrunit toate cele necesare. Da. Așa că de ce vreau să comportă, iar când știi de ce s-au comportat frumos doamnele cu tine, nu? Eu că a sunat bursucul meu. Bă, nu mă, de asta. M-a ajutat el, m-a ajutat, mă, că el știe lumea. Știi de ce? Știi de ce? Că ești refugiat de Turcoaia. Le-a fost bine de tine. Doamnele se comportă frumos cu refugiații care au nevoie de azil politic la voluntari. Băi, uite, numai bine s-a legat că mi-am făcut și cunoștințe acolo și știu când o să merg să plătesc taxele. Exact, pentru că tu guvernul... Tu plătești și taxele? Da. Ce prost ești asta, scuze. Băi, impozitul la mașină, atâta. Acum eu vreau să... Deci dacă avem nevoie de pile la bursul cu apelăm... Nu, mă, ce recomandă să spunem că programată de nu există să nu se înțeleagă glume de șantier, nu există așa ceva. Mergeți niște pile, stați frumos la coadă, respectați legea. Păi nu, că am fost pe programare, n-am mers acolo și mi-a și informați-vă cu privire la reguli. Deci nu, ce vorbesc ei doi bălării. Continuați, vă rog, cu ce scuze. Haideți să vă zic ce mai pregătește guvernul nou, că ne tot pregătește de fiecare dată ceva nou. Guvernul pregătește introducerea de noi taxe. Vă așteptați la asta? Nu vă așteptați. Pe ce o să pună guvernul taxă? Exact, pe produsele care conțin zahăr. Deci domnul Bursucu, adio înghețăți, adio dulciuri, adio ciocolăți, că de acum intră cu taxe. Bineînțeles că nu numai produsele care conțin zahăr, începe să apară și o acciză mai mare la tutun, deci adio vicii, de acum înainte nu mai pupăm. Dar în același timp încearcă și o taxă de solidaritate, imediat, că mi-apare iar reclame și mă derutează, o taxă de solidaritate pe salariile mari. Mulțumim lui Dumnezeu! Mulțumim lui Dumnezeu că nu este cazul. Așa că dacă mai aveți chef de scumpiri, oricând sunt aici să vă dau informațiile. Lasă, domnul George, că scumpirile sunt binevenite. Știi de ce? Pentru că dacă lucrurile se scumpesc, nu-ți mai permis să scumperi zahăr și tot felul de prostii. Asta zic, adică guvernul ne vrea mai sănătoși, cu siguranță.